Dragilor, bun găsit! Astăzi avem o rețetă de supă de pui, oarecum diferită față de modul nostru de a face supă de pui. Nu zic că e mai bună, nici că e mai rea, e pur și simplu diferită. Mie mi-a plăcut foarte mult ideea acestei supe și să vă spun de ce. Poate vi s-a întâmplat și vouă, mie mi se întâmplă frecvent să am la masă persoane care sunt vegane sau țin post, persoane care nu sunt vegane, dar nu mănâncă carne și persoane care mănâncă de toate. Când ai o masă de familie cu mai mulți membri, care fiecare are preferințele lui de acest fel, e greu să găsești un numitor comun, să găsești o supă sau o ciorbă care să întrunească toate condițiile. Și atunci supa asta se face în 3 etape, în așa fel încât putem să adăugăm ingrediente după gustul sau după regimul fiecăruia. Vom avea o bază de supă vegană, după care adăugăm tortellini cu brânză pentru cei care nu sunt vegani, dar nu mănâncă carne, iar la final adăugăm carne. O să vedeți cât de simplu este totul, cât de ingenioasă este rețeta aceasta și ce idee bună este pentru atunci când ai mulți oameni la masă cu gusturi diferite. Haideți să ne apucăm de treabă! Aici este lista ingredientelor pe care eu le-am folosit în acest videoclip și din care am obținut aproximativ 10 porții de supă în total. Dar ideea este că fiecare trebuie să se orienteze în funcție de câte porții de supă vegană are de făcut, câte porții de supă cu tortellini și câte porții de supă cu carne. Știu eu, poate dacă aveți mai puțin carnivori la masă, nu aveți nevoie de un piept de pui întreg, ci doar de jumătate. Asta așa ca un exemplu. Am aici un piept de pui cu os, ceea ce este foarte bine pentru că am nevoie de osul acesta pe care îl voi fierbe separat și voi obține astfel un pic de supă cu gust de carne. Pieptul de pui l-am condimentat cu sare și cu piper pe ambele părți, iar de piele nu avem nevoie, așa că am îndepărtat-o. Punem pieptul de pui într-o tavă și îl băgăm la cuptor, cuptorul preîncins la 200 de grade pentru 20 de minute. După 20 de minute îl întoarcem pur și simplu pe partea cealaltă și îl lăsăm să se gătească în continuare încă 20-25 de minute până când intră ușor furculița în el. Nu e nevoie să se rumenească, dar dacă se rumenește puțin, cu atât mai bine va avea gust mai bun. Osul l-am pus într-o crăticioară și am pus peste el un litru de apă cât să-l acopere bine și cam o linguriță de sare. L-am pus la fiert, am îndepărtat spuma care s-a format exact ca la o supă de carne. Separat am pus cam 2 linguri de ulei și aici vom căli toate legumele. O ceapă uscată mare. Un morcov pe care îl tăiem cu bulețe, o felie de țelină și o rădăcină mică de păstârnac și le călim câteva minute, 3-4 minute, până când se înmoaie puțin și își dezvoltă fiecare aroma. Nu e nevoie să le prăjim sau să le gătim de tot. 3-4 minute sunt suficiente. Am turnat peste legume 3 litri de apă caldă și am pus o jumătate de linguriță de sare și puțin piper. Le-am lăsat să fiarbă acoperite cu un capac cam 20-25 de minute până când legumele au fost fierte. Am pus o conservă de roșii cuburi. Dacă aveți roșii cuburi făcute de voi în casă, e cu atât mai bine. Dacă nu, puteți folosi orice fel de suc de roșii, dar e bine să fie mai grosuți, mai cu pulpă. Avem nevoie și de 3-4 căței de usturoi pe care îi curățăm și îi trecem prin presă. Știu că nu prea punem noi usturoi la supă, dar de data aceasta veți vedea că lasă o aromă specială în supă. Punem capacul și lăsăm supa să mai dea câteva clocote, adică încă vreo 5 minute. Am aici o caserolă cu spanac baby. De fapt, este spanac pentru salată, dar la fel de bine puteți să folosiți și spanac proaspăt, spanac frunze.
Salata mea era gata spălată pentru a fi folosită, așa că doar am mai trecut-o pe sub un jet de apă. Dacă folosiți spanac proaspăt, spălați-l frunză cu frunză. Și în acest moment, aproape că supa noastră vegană e gata. Dăm deoparte câte porții ne trebuie. Eu calculez cam 2 polonice la o porție. Bineînțeles, puteți să mai completați aici, dacă e cazul, cu puțină apă sau cu puțină supă de legume, dacă aveți. Dacă vreți să faceți supa aceasta vegană sau de post ceva mai consistentă, puteți să-i adăugați câteva boabe de fasole sau de linte, de exemplu. Dacă aveți o conservă încă mare, rezolvați problema în cel mai comod mod cu putință. Dacă nu, poate aveți linte uscată, o puteți fierbe separat. Fierbe destul de repede, cam în jumătate de oră, dacă e linte verde sau maro, și apoi o scurgeți și o adăugați în supă. Tot aici punem și o mână zdravănă de frunze de spanac. Dacă nu e baby, atunci e bine să-l rupeți puțin cu mâna, ca să poate fi apoi ușor luat în lingură. Încă 5-7 minute pe foc ca să se împrietenească toate aromele și supa vegană e gata. Ne întoarcem la oala mare cu supă. Completăm cu un litru de apă caldă și punem tortellinii să fiarbă. Bineînțeles, pentru vegetarieni, tortellinii ar trebui să fie umpluți cu ricotta sau cu ricotta și spanac, în niciun caz cu prosciutto sau cu carne tocată, așa că aveți grijă când cumpărați pachetul de tortellinii să fie neapărat cu brânză. Fierbem tortellinii cam cu 5 minute, mai puțin decât scrie pe pachet. Și adăugăm aici restul de frunze de spanac. Și lăsăm supa să fiarbă încă 5 minute, timp în care și tortellinii vor fi bine fierte, iar spanacul se înmoaie numai bine. Dăm deoparte câte porții avem nevoie. Între timp, pieptul de pui din cuptor s-a gătit și tot ce avem de făcut este să luăm 2 furculițe și să-l desfacem pur și simplu trăgând așa cu furculița de el. E o metodă foarte bună și foarte comodă, merge foarte repede, iar bucățile de pui sunt numai bune ca mărime. Am strecurat supa de la osul de pui care a fiert. Am adăugat-o în oala mare. Și am pus aici și pieptul de pui gătit la cuptor și desfăcut cu furculițele. Și iată că avem și a treia supă bogată și consistentă. Totul e gătit, dar lăsăm pe foc încă 5 minute să se împrietenească toate aromele. Și avem o supă vegană groasă și sățioasă, o supă vegetariană cu tortellinii, foarte bună și foarte consistentă, pe care o putem servi eventual cu câteva fâșii de parmezan, de ce nu? Și într-un final avem și o supă foarte gustoasă cu carne. Sincer, mie mi-a plăcut cel mai mult ultima variantă, cea cu carne. Dragii mei, sper să vă fie de folos ideea sau metoda aceasta și să o puneți în aplicare atunci când aveți musafiri cu gusturi diferite. Până data viitoare, vă îmbrățișez cu drag. Numai bine!